Municipalitatea continuă acțiunea de premiere a cuplurilor care se pot mândri cu o căsnicie îndelungată. Așa cum obișnuiește de ani de zile, cu diverse ocazii, primarul Tudor Pendiuc a premiat pentru fidelitate 23 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă și o familie pentru 60 de ani de căsătorie. Premiile au constat în diplome de fidelitate, flori, câte 500 de lei și daruri simbolice. Întâlnirea cu dumneavoastră, pentru mine, pentru noi, este un moment în care ne mai liniștim, în care ne mai calmăm. Și eu mă întreb singur, dom'le, dar oamenii aceștia, când au fost la vremea dumnealor, căde, fiecare are o vreme ca și pom, ca și floare, cum au trecut peste problemele respective? Că fiecare ați avut probleme și uite că au trecut cu calm, cu răbdare, cu forță și au ajuns la vârsta asta. Și așa ne încurajăm. Vom trece și noi, vom rezolva și noi. De aceea simt și ținem să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut dumneavoastră, fiindcă pe umerii dumneavoastră și a celor de vârsta dumneavoastră s-a construit și Piteștiul, și Argeșul și România. Cuplurile premiate au trăit momente de mare emoție și bucurie la festivitatea organizată în cinstea lor. Bucurie și... Ați împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Pe 15 aprilie. Mulți înainte. Cum au fost acești ani pentru dumneavoastră? Foarte frumos. Iar domnul? Am venit cu mare bucurie la acest important eveniment din viața noastră, având în vedere cei 50 de ani de peripetii și mai bune și mai răi. Dar pentru mine a fost frumos. Le-am rezolvat împreună. Cel mai important. Sunt foarte emoționat de un moment deosebit în viața noastră. Emoții mari astăzi, să înțeleg. V-au încercat. Ca niciodată. Nici la examen de stat n-am avut. Ați avut multe examene în viață, dar astăzi premiați pentru 50 de ani de fidelitate, exact. În primul rând. Cu aceeași soție. Dacă ar fi, s-o luați de la început, tot cu doamna v-ați căsătorit? Tot. Și tot pe 13 aprilie. Zic un noroc pentru dumneavoastră. Zic un noroc pentru voi. Ia spuneți-mi, doamnă, și dumneavoastră, dacă ar fi să vă mai căsătoriți odată, da, tot pe domnul ați alege. Emoții, lucrurile, ce sunt? V-au încercat emoțiile. Da. Dar gestul de a fi premiați pentru fidelitate, cum vi se pare? Foarte frumos. Da, e ceva deosebit. Veți ține această diplomă de fidelitate, o veți înrăma? Păi da, la loc de cinste. Ați conviețuit și conviețuiți de 50 de ani. Cum au fost acești ani pentru dumneavoastră? Buni, foarte buni. Fără... mai sunt și... altercații mai... Dar care este secretul longevității unei căsnicii, așa ca a dumneavoastră? Ne-am înțeles bine. N-a fost scandal, n-a fost cercuri în familie. Sfârșit. Ce să vă spun? Și cea mai mare reușită a căsniciei dumneavoastră, care este? Copiii. Copiii? Aveți copii? Da. Câți? Doi, da. Unul s-a prăbunit. Da. Și acum nepoți. Vă doresc mulți ani în continuare împreună. Vă mulțumesc. Evenimentul a avut loc sub egida zilelor municipiului Pitești.